Hai să vedeți ce am pățit în casa la marocani. Bă, fiți atenți aici că întâmplarea asta, de mult vreau să vă povestesc. Și uite că i-a venit rândul. Fiți atenți aici să vedeți și voi ce am pățit în casa la marocani ăștia. Bineînțeles că în primul rând vă salut pe toți prietenilor care mă urmăriți, care mă apreciați. Vă salut pe toți și aveți tot respectul meu. Mă sună un marocan. Îmi găsește anunțul pe internet și mă sună. Am văzut anunțul tău pe internet, cumperi aur. Zic, da, eu sunt din Almerimar, zice marocanul. Îți las locația, dar te rog frumos dacă poți să ajungi în maxim 2 ore. Că pe urmă plec, zice marocanul. Și nu mai sunt acasă. Poți să ajungi? Zic, bă, da. Nu-i nicio problemă. Lasă-mi locația că vin în maxim o oră, zic, sunt la tine. Bă, era aproape, Almerimarul de Rocheta era aproape. Bun, îmi lasă asta locația, bă, grăbit marocanul, știi? Vorbea așa, grăbit. În maxim 2 ore, poți să vii în maxim 2 ore, că pe urmă plec de acasă. Înțelegeți? Ceva suspect. Eu ce zic? Bă, zic, ia stai mă să-l iau pe ăsta cu mine, un tovarăș de-al meu. Ăla de v-am povestit eu ce a pățit în casă la marocancă, care ați văzut vlogul, știți, cu marocanca. Zic, ia mă să-l iau eu pe ăsta cu mine. Îl sun pe tovarășul ăsta al meu. Zic, bă, poți să mergi cu mine până în Almerimar? M-a sunat un marocan, zic, și are niște auri de vânzare. Tu, frate, zice, cum să nu? Cum să nu? Trebuie să mă iei, zice, că mergem. Bă, normal că mergea, că avea și el parte, că și el când mă lua pe mine cu el, avea parte, înțelegeți? Aveam parte. Zice, cum să nu? Trebuie să mă iei. Bine, mă. Bă, îmi iau tot ce trebuie, mă duc, îl iau pe ăsta. De acasă și plecăm în Almerimar. Almerimarul, o zonă turistică. Am câteva filmări pe YouTube. Este locația preferată a lui Bianca Drăgușanu. Deci, Almerimar, o zonă turistică, o locație foarte frumoasă. Ca să vedeți și voi ce s-a întâmplat. Îl iau posta. Ajungem în Almerimar. Chiar la intrare în Almerimar, îl sun pe marocan. Zic, bă, zic, vezi că mai am puțin, 10 minute și sunt la locație, ca să știi. Bun, 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 când ajungi și ești în parcare, să mă sun, zice, ca să-ți deschid poarta. Bine. Marocanul stătea într-o zonă rezidențială. Înțelegeți voi? Zonă rezidențială. Ajung în parcare, parchez și îl sun. Zic, bă, am ajuns, sunt în parcare, să-mi deschizi poarta. Poarta la comunitate, știi? Marocanul ce zice? Bun, îți deschid. E singur? Mă întreabă, zice. E singur? Zic, da, sunt singur. A, vale, 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 zice. Bine, bine, bine. Închid telefonul. Ce îi zic la tovarășul ăsta al meu? Zic, bă, ai auzit? M-a întrebat dacă sunt singur. Vezi să rămâi la mașină și să fii pregătit de orice. Ai înțeles că nu știi ce se întâmplă acolo. Da, frate, zice, stai liniștit că aici sunt. Nu plec, zice ăsta. Nu plec. Bine, mă. Bă, mi-au tot ce trebuie la mine. Banii i-am lăsat la ăsta la mașină. Îmi iau tot ce trebuie la mine și urc sus la marocani. Stilul meu, că eu v-am spus, așa procedam. Nu luam banii cu mine sus, îi lăsam, că mai mergeam, de luam pe cineva cu mine. O luam, ba, pe Rusoaică, pe Ana, pe Rusoaică, ori luam pe ăsta, ori... Înțelegeți?
Când mă duceam singur, na, n-aveam încotro, luam banii cu mine sus, când eram singur. Marocanul stătea la etajul 1. Fiți atenți aici. Deschide poarta la comunitate, intru în bloc, etajul 1. Ajung la etajul 1, deschide la ușa, zice, pasa. Păi, comunitate, zonă rezidențială, frumos acolo. Deschide, intru în casă. Mă pun la masă, te servesc cu ceva, marocanul, știi, te servesc cu ceva. Zic, nu beau nimic. Hai cu un pahar cu apă, că v-am spus că nu beam în casă la ăștia, nu beam nimic, că să nu mă adoarmă, să nu pună somnifere un alt. În fine, mi-aduce marocanul un pahar cu apă. Băi, mai era unul în casă acolo, ăla era tras rău de tot. Ăla era tras. Bine, nici să stea leșinat, așa, cum stăteau alții când mă duceam la ei în casă. Ce a fost asta? L-a luat. L-am pușcat. Am crezut că a tras. Ce-a fost, mă? Împușcătură de pușcă a fost asta, nu? Așa s-a auzit. Dar era tras, știi? Să vedea pe el că e tras sau injectat. Ăla stătea pe canapea. Ăsta la masă. Amândoi dezbrăcați, la bustul gol. Figuri de alea pe ei, tatuați, știi? Să dăteau mari. Băi, avea arfe false. Înțelegeți voi? D-alea urâte. Bun. Eu m-am pus frumos la masă cu treaba mea. Bă, zic, adu piesele să le probez. Da, cum să nu? Să duce el în cameră, mă rog, acolo, în dormitor de unde le-a adus, vine cu ele, le pune pe masă. Să uita așa la mine, bă, cam suspect așa, știi? Nu știu cum să vă spun eu vouă. Să uita așa cam cu, nu știu cum, cu neîncredere la mine. Poate să gândea că sunt ceva civil, știi, de la poliție. Așa m-am gândit eu pe moment atunci, când ne-a văzut privirea așa speriată. Zic, stai liniștit, că tu ce-mi vinzi mie, eu nu vând aici în Spania. Eu tot ce cumpăr trimit în țara mea, zic, în România. Eu sunt român. Nu vând aici ca să-ți fac ție probleme sau să-mi fac eu probleme. Bă, când auzi că sunt român și că trimit și în România și alea, imediat s-a schimbat la față. Imediat, știi? Ah, bine, zice, bravo, cel mai bine, așa zice, cel mai bine. Bravo, mă bucur că te-am sunat pe tine, zice, e bine așa, ca să nu avem probleme, zice. Stai liniștit, zic, că n-ai probleme. Fiți atenți, voi, fraților, ca să vedeți și voi cum sunt oamenii, ca să vedeți și voi în viața asta prin câte treci, mai ales când te ocupi cu ce m-am ocupat eu, dar nu numai, că în viața de zi cu zi așa. Și de ieși în parc să stai în parc de vorbă cu băieții, nu știi ce categorie de oameni întâlnești acolo. Trebuie să fii pregătit în viața asta pentru orice. Pentru orice. Trag piesele frumos, în față, îmi pun cântarul, el stătea față în față cu mine. Ăla trântit acolo pe canapea, cum era așezarea în apartament, ca să înțelegeți voi. Cum intrai în apartament, hol. Pe partea dreaptă, masa, unde stăteam eu la masă. Pe partea dreaptă. Pe urmă, era balconul, drept în față. Era balconul cu uși de alea, cum au spaniolii, ușile alea mari de sticlă, balconul. Și în partea stângă, mă rog, hol și alte dormitoare. Baie, ce mai aveau ei acolo, bucătărie, un alt. Eu m-am pus la masă cu spatele la perete. Marocanul în fața mea,
Ăla stătea trântit acolo pe o canapea. Ăla de era tras. Eu trag astea frumos. Eu v-am explicat așa așezarea ca voi să vedeți cu ochii minții exact ce s-a întâmplat acolo. Probez. Dă-i pe piatră, dă-i lichid, dă-i pe piatră, dă-i lichid. Zice ăsta. Ce? Nu sunt din aur? Că vedea el că știe că le tot frecam acolo, tot frecam pe aia. Ce? Nu sunt din aur? Zic, stai să le probăm, să vedem. Spune acum lichidul tot. A, bine, bine, zice, nu, nu-i problemă. Nu. Tu probează-le, tu probează-le, marocan. Bă, le probez, le pun pe cântar. Capacul la cântar îl folosești și ca tăviță, știi? Pui tăviță pe cântar, dai drumul pe urmă la cântar, tara zero. Pui piesele. Pun piesele pe cântar. Toate piesele în jur la 50-60 de grame. Pun piesele pe cântar. Îi spun lui, știi cât era acolo, 50 ceva, 60 de grame. Zic, uite mă, 60 de grame arată aici. El se uită la ăla. N-are cum. N-are cum. Zic, cum n-are cum? N-are cum. Zic, vino și uită-te la cântar. Dacă ai tu al cântar, adu cântarul tău și cântărim cu cântarul tău. Dacă nu mă crezi pe mine sau dacă crezi că te fur la cântar, cântărim cu cântarul tău. Ăla de acolo după canapea, de așa știi, băi să vedea că ăla era tras, era agitat, așa știi. Auzi? Tu vrei să cumperi aurul ăsta sau nu? Și vă zic, care e treaba, zic, că nu înțeleg. Aveți mai mult sau care e treaba, zic, de mă luați așa? Zic, normal că dacă am venit până aici, vreau să-l cumpăr. Păi și de ce ai venit să ne furi la cântar? Tu crezi că tu dacă ești român și noi suntem marocani, tu ești mai șmecher? Ma, băi, de momentul ăla era clară treaba că ei mă chemase acolo pentru o tâlhărie, să mă tâlhărească. Nu mă chemaseră ei acolo pe mine să-mi vândă mie aurul ăsta. Deci era clară treaba, că eu știam talentul la ăștia, cum procedau ei când vrea să te tâlhărească. Căutau un scandal cu tine, o ceartă, ca să ți-o dea să te facă, știi? Hopa! Ce fac, mă, în momentul ăla? Și aici vă întreb și eu pe voi. Voi ce ați fi făcut în momentul ăla? Să ieși, să fugi? N-ai cum. Ăla stătea pe canapea lângă ușa la balcon. N-aveam cum să ies să sar pe balcon să mă arunc. În partea asta, la alta aici era ușa, ăsta stătea în fața mea. N-aveam timp să fug la ușă, să deschid, să fug. Ce rămânea? Să pun în practică? Dreapta, bineînțeles, bomba. Să le dau stânga, dreapta, nu? Să termin și să ies decât să-mi o dea ei mie. Voi ce variantă alegeați? Fiți atenți să vedeți ce am făcut. Acum, eu știam că ăla e jos la mașină, tovarășul ăsta al meu. Scot telefonul, apelez pe telefon, îl bag înapoi în geantă. Zic, băi, eu am scos telefonul, mă uit la ceas, știi, băi, zic, uite, deja e târziu, că era 6 și ceva, 7, nu știu cât era, după amiază. Zic, băi, deja uite câte ceasul e târziu și în timpul ăsta apelam, știi? Deja uite câte ceasul e târziu, eu relaxat pe scaun, nu vreau să le dau sentimentul ăla, știi, de stres. Zic, uite câte ceasul și așa e târziu, ia, decideți-vă. Vreți să-mi vindeți ce aveți aici sau nu vreți să-mi vindeți, ca să știu, plec sau nu. Și am apelat, am băgat telefonul în buzunar. Ăla a răspuns. El auzea din mașină ce se vorbea acolo în casă, ce vorbeam noi. Dar eu n-auzeam
ce vorbea el, că n-aveam cum să aud. Bă, zic, aud ăsta de la mașină, că aici e scandal, e să lasă greu aici, înțelegeți, cu gândul ăsta. Acum ăsta ce să facă? N-avea cum să urce sus nici pe la balcon. Dacă venea pe la ușă să intre în apartament, cum să intre că era ușa încuiată? Ce credeți voi că am făcut? O să vă citesc părerile, bineînțeles, în secțiunea pentru comentarii. Hai să vă spun eu, prietenilor, să vedeți și voi că așa ceva, cred că dacă vă dau 10.000 de variante, eu nu cred că ghiciți ce s-a întâmplat. De-aia vă spun eu că întâmplările astea prin care am trecut, bă, sunt adevărate lecții de viață pentru mulți dintre voi. Și voi îmi scrieți în comentarii, bă, rusule, sunt adevărate lecții de viață pentru noi. Și avem multe de învățat. Și uite, o să vedeți și voi acum. Bă, și se ridică ăla de acolo după canapea și auzi, supernă, aici pe canapea, avea băgat un pumnal. Marocan, un pumnal, mă. L-am văzut pe mână, să l-a tras de acolo, l-a băgat, să ridică după canapea. Bă, mare marocan, solid. Solid, bine legat. Acum, voi știți arma mea, cea mai șmecheră armă care am avut-o și o aveam cu mine și era numărul unu pe care mă bazam, era lichidul. Lichidul cu care probam aur. Lichidul ăla, eu v-am spus, dacă îl pui pe o bucată de fier, roade fierul, găurește, îl topește. Fierul, apoi carnea umană. Vă dați seama, nu? Ce-i face? Bă, da, eu lichidul ăsta l-am folosit în câteva cazuri, când a fost situație critică. Critică! Când n-a mai existat nicio cale de ieșire și n-a mai avut nicio variantă, atunci am apelat la lichid și am apelat de câteva ori, bang, i-am aruncat pe față pe el, bang, bang, să dau să scap. E, uite că de data asta n-am folosit lichidul, mă. Deși, vă spun adevărat, că aveam în gând. Am tras sticluța lângă mine, dacă se apropie, eu dau lui ăla cu lichidul ăsta cu pumn. Ați înțeles? Sau și, cum o ieși, zic. Bă, trag sticluța lângă mine, nimic. Auziți ce se întâmplă în următoarea secundă? După ce se ridică ăla de acolo cu pumnalul, ăsta se ridică de acolo în picioare, eu mă ridic în picioare, trag scaunul într-o parte, scaunul ăla îl trag de aici lângă mine, împing masa mai încolo, mi-am făcut loc, vă dați seama. Și auziți aici, bă, nu vă gândiți la așa ceva, așa ceva nu vă trece prin cap. Aud în următoarea secundă la ușă. Bum, 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 bum. Poliția, poliția, poliția. Bă, pe trei voci deodată s-a auzit poliția, poliția, poliția. Voci diferite și cu pumni în ușă. Bă, eu pe moment m-am speriat. Gata, zic, poliția. O fracțiune de secundă mi-a trecut în cap asta. Poliția, zic. Cum s-a auzit acum în pușcătura aia, bang, și-a crezut că a tras, știi? Pe secundă, normal că te sperii. Pe secundă, până îți revii puțin. Păi m-a speriat, a crezut că e poliție. Ăla din față zice, auziți aici marocanul, ca să vedeți și voi. Ăla din față zice, ne-a dus poliția, ne-a dus poliția. Eu aurul care era pe masă, eu l-am tras lângă mine aici pe masă, bă. Bă, să vedeți și voi. L-am tras lângă mine aici pe masă, ne-a dus poliția. M-a înjurat el acolo în limba lui, în arabă, știi, a venit poliția și al... Bă, ăla care avea pumnalul pe mână,
Direct s-a aruncat de la etajul 1, a fugit, a ieșit pe balcon, s-a uitat, a văzut că nu e mașină de poliție, nu e nimic în comunitate, că aici era comunitate, da? Deci ei aveau aici comunitate cu piscină, cu teren de fotbal, cu mai multe ce era acolo în comunitate, cu piscină, cu asta. A văzut că nu e nimeni în comunitate acolo, nu e poliție, nu e nimic și s-a aruncat, bă, de la etajul 1, s-a aruncat jos. Ăsta al doilea, și el s-a aruncat, știi? A sărit acolo și el s-a aruncat și el. Eu ce-am făcut? Eu bineînțeles că trăsesem deja punga cu aur. Bine că n-au mai luat ei să ia aurul, să ia alea ce-o fiți. Dacă îi prinde poliția afară, să nu-i prindă cu aurul la ei. Ce a zis? Lăsăm aurul aici și noi fugim. În caz că ne prinde poliția, găsește aurul la el, adică la mine. Și e ceva, e ce spuneau? Dom'le, el a venit să ne vândă nou aur. Că eu m-am dus să le vând lor aur, știi cum ar fi? Aurul meu. Băi, ca să vedeți și voi. Poliția, poliția, bum, 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 nu. Și ăștia s-au aruncat. Eu acum vă povestesc așa detaliat, dar voi vă dați seama că ce s-a întâmplat atunci. S-a întâmplat în 2-3 secunde, imediat. Bang, bang. Eu v-am spus că de-aia au lăsat ei aurul, ca să dea vina pe mine în caz că îi prinde poliția. Băi, s-au aruncat, bang. Eu ce fac, mă? Trag aurul lângă mine, bang. Mi-am dat seama, mă, că e tovarășul meu. Băi, mi-am dat seama că e nebunul la ușă, mă. Băi, ăsta n-avea cum să intre în apartament. Dar ce venea? Venea să bată? Sunt prietenul lui, am venit și eu să particip la bătaie, hai să o dăm 2-2? Cine-i deschidea lui ușa? Mă mierleau ăștia, bang, bang, sau eu pe ei, că dăteam la disperare, vă dați seama ce ieșea acolo, măcel. Și de ăla rămânea la ușă. Până spărgea ăla ușa, ați văzut voi cazuri când se chinuie poliția cât o jumătate de oră să spargă o ușă. Apoi ăla unul singur, când spărgea ăla ușa. Bă, și iau alea după masă. Aurul, bag în buzunar, mă duc la ușă, deschid ușa, ies afară. Îl văd pe nebun. Unde sunt, mă? Unde sunt, mă? Bă, tovarășul ăsta al meu, bazat. Bă, să mor eu de nu bazat, ascultați-mă ce vă spun. Nu mi-era frică cu el, dar nici lui cu mine. Nu mi-era frică cu el. Unde sunt, mă? Băgame, așa le-a început el să înjure. Unde sunt, mă? El să intre. Bă, zic, au fugit, vin încoace, zic, hai să plecăm. Au fugit, au sărit de la balcon, hai să plecăm, zic. Ai luat aurul. Auzi, bă, al dracu, el, știi? Ai luat aurul. L-am luat, mă, zic, el la mine. Bravo, mă, zici, hai să mergem. A coborât, mă. A coborât de acolo. Acum surpriză ne gândeam să ne aștepte ăștia la mașină. Cine știe? Nimic. Nimic. Nu i-am văzut. Nu le-am văzut nici umbra. Voi vă dați seama ce fugă și-au luat ăia? A? Cred că își lovea cu călcâiele ceafă. Spunea la iepure, puturosule. Au fugit, mă. Nu i-am mai văzut. Cobor cu ăsta jos, ba, ne urcăm în mașină, bineînțeles, dă-i talb, vum, viteză, du-te, planet. Am plecat de acolo. În mașină zilul ăsta zic, bă, tu ești nebun, zic, cum ți-a trecut o ție pe-n cap să fii tu la ușă să bați? Bă, frate, păi n-aveam altă variantă, zici. N-aveam, pe la balcon aveam cum să urc, zice, că nu sunt Superman. Pe acolo n-aveam cum să intru pe ușă, cu ce să spar, dar nu sunt tank, zice, să sparg eu ușa. Altă variantă, ce n-aveam, decât să bat, să zic, poliția, poliția, poliția. Când au auzit ăia, poliția, zic, au zburat, nu că au sărit, au zburat de la balcon. Bă, prietenilor, vă dați seama că din momentul ăla mi-am schimbat număr de telefon pe anunț, mi-am schimbat anunț, poză, tot ce aveam, să nu mă caute ăștia iar cu numărul ăla, știi, să mă găsească, să răzbune. Că mă gândeam, am pățit caz când au vrut să se răzbune și m-au sunat. Și o să vă povestesc întâmplările astea. Să vă povestesc când am aruncat cu lichidul. Să vă povestesc altele, nu vreau, că acum dacă vă spun cum ar fi, vă spun întâmplarea, știi? Deci de acum încolo țineți-vă bine că vor urma întâmplări bombă, de unde am scăpat, cum să spun eu, din situații critice, din situații bombă, încă o bubuitură. Ce se întâmplă?
A început să bubuie peste tot. Deci să vă povestesc cum am scăpat din situații critice. Înțelegeți? Da, mă? Și am plecat alea. Nu m-a mai sunat, nu, nimic, n-am mai dat de ei. Alții au fost care încercau să răzbune, să mă sune, mă căutau, mă. Înțelegeți? Să nu lase treaba așa. Și o să vă povestesc, o să vedeți cum am rezolvat și cu aia. Da, bă. Și auziți cum mi-am luat 50 ceva, 60 de grame de aur? Bineînțeles că am împărțit cu ăsta, nu? Cu tovarășul ăsta al meu am împărțit cu el. Pac, frumos, ca să fie treabă bună. Și am scăpat, bă, fraților, și din situația asta. Vedeți de ce vă spun eu vouă, că ce vă povestesc eu sunt lecții de viață? Că era să uit. Mi-a scris cineva în comentarii. Auziți ce comentariu? Să mor eu dacă nu, deștept omul. Zice, băi, Rusule, am citit comentariile la câteva vloguri de-ale tale. Îmi dau seama ce categorie de oameni suntem noi, cei care te urmărim, după mesajele care le primești, și îmi dau seama după like-urile care le ai, că oamenii te apreciază. Și oamenii care te apreciază pentru ceea ce faci, sunt sigur că îți dau și like și te distribuie mai departe să te vadă și alții. Te felicit pentru comunitatea frumoasă care ai format-o. Mi-a scris băiatul respectiv și îl salut și are tot respectul meu. Și acum vreau să îi răspund în felul următor. Oamenii de calitate se strâng la un loc. Și cu asta... eu cred că am spus tot. Cred că am spus tot. Vă salut pe toți prietenilor încă o dată și chiar aveți respectul meu. Bă, aveți tot respectul meu pentru că tu atunci când intri pe vlogul meu și dai click pe vlogul meu să-l urmărești, înseamnă că ție îți place ceea ce fac eu și înseamnă că apreciezi ceea ce fac eu și îmi dai și un like, poate mă distribui. Și atunci, bineînțeles, că voi care mă apreciați, care mă urmăriți, bineînțeles că aveți tot respectul meu. Deci vă spun pe bune, aveți tot respectul meu. Și vă salut pe toți. Prietenilor, ne revedem la următoarele vloguri. Eu ce să vă spun? Fiți atenți cu cine umblați și pe unde umblați. Sănătate și numai bine!